Salutare, oameni buni, bine v-am venit să la un nou episod din Driver San Francisco, oameni buni, un joc pe care cred că nimeni nu știe. Așa că suntem aici Story și de aici New Game. Așa și acum poate să vă întrebați ce cu fața mea. Bine, știu că-s urât, dar s-o postit acum. Pentru că, ghișe, frate, nu am putut să dorm mai deloc, adică mă, m-am culcat pe la 12 și tamă pe la ora 1 am putut să adorm. Nu știu, am avut insomnie, stăteam în pat, frate, și început să mă mănânce piciorul, mâinile, brațele și așa mai departe. KEOC News, your eyes on the city, with me, Jessica Adams. Next up, it's a big day for justice. Convicted cop killer and international smuggling kingpin, Charles Jericho, faces sentencing later today. An as-yet-unnamed police officer was instrumental in Jericho's arrest and in obtaining evidence of the 17 counts of murder, smuggling, and drug trafficking the mob boss faces. Mamă, dar mare criminal e ăsta, ești tâmpit. Jericho, ții minte că și ăsta a fost folosit, ca să zic așa, pentru trailerele din GTA 6 la chiciurile alea proste. Today is a good day. Today the feds are giving me a parade across town. So, we straight? On everything except the price. We agreed on 20. You mumble a little bit, Rufus. 25. I'll let you know what the touch of a woman feels like. I'm asking 30. You got 30 more years in here. I'm asking 30 million. It's not a hard choice. Fine. Așa, frate, și jocul ăsta nu l-am mai jucat. Cred că din 2016 sau 2017, cam așa, l-am jucat decât o singură dată. A fost, știm de cum a fost mai grea, dar nu mă știu nimic din el, mă jur. Și din câte știu eu, jocul ăsta nu pot să-l mai cumperi, din câte mai țin eu, adică nu știu, adică nu mai găsești pe Uplay și pe Rizdă, genul ăsta, sincer, chiar nu pot să-mi dau seama de ce, pentru că, sincer, din câte am văzut eu, potențialul jocul ăsta chiar este huge și putea să facă mai multe jocuri de genul ăsta. Și să știți că e chici, adică chiar vă rog să vă uitați, să vă faceți așa răbdare, să vă uitați la el, să-l înțelegeți. Eu o să vă mai zic și explicam ce se poate întâmpla, ce se întâmplă de fapt în acest joc. Și chiar vreau să sunt chiar curios, frate, ca care se va fi ratingul acestui serial, acestui joc. Că Sleeping Dogs-ul cam nu prea și am zis să la urmă ca să fie puțin mai alt, chiar dacă se mișcă un pic mai aproape, dar ca să fie lumină. So let's hang it up for today, huh? Come on, John, what do you say, man? Jericho put a bullet in my back and a lot of good men in the ground. I need to see this through. You're gonna have to let this go, man. You heard it yourself. Jericho's going down today. You did that. Be proud of that. Uite cum o să ies ăsta din pușcărie acum. Ce ne împinge, ce nu știu ce, iată. Na, ia să te curat ceva în dinți. Păi ce măsuri ia, frate, indiferent de cât de strivinte să măsuri tot... Tot greu va fi, tot o zis de așa, o brejă în securitate. Go to the freeway on the ramp. Ok, de ok, frate. So where we headed? The overpass on 13th. It's good as spot as any. O să mă tac un pic din gură, să mai auzi ce se întâmplă. Baseball. Stamp collecting. Jones, Cannon. I mean, when was the last time you went to a movie? Oh, sure, sure. Hai că da. Okay, partner, do your loans and gun cum mă simt acum? Bă, nu pot să zic că sunt nici odihnit și cum mă simt între, știi? Dacă nici odihnit, nici probă să nu mă simt. Am buc cafea. Am luat acum și o parte de amur, că mă cam durat capul. Știu că vă interesează fața foarte mult, adică să nu știu pe ce am făcut astăzi. Dar vă zic așa ca să știți de ce sunt, am stat asta de căcat și nu fac caterincă de aia care știți bine că v-am obișnuit de altfel. Cu țipete, cu urlete, cu vecini și așa mai departe. Alright, I've indulged you. Și na, din oricum să nu calmea, nu se... We now go live to the KEOC Eye on the City chopper. As the convoy leaves town, police have cordoned off the route between the prison and the courthouse. Opa, se pare că tipul ăsta nu prea pare prietenos așa și s-a dus. Just keep us right where we are. Oh, ce jucărie frumoasă. First round's on me. Mă, dar ce motor miștoare asta. Îmi place mașina asta, ia să vezi.
Mă... Na, hai că... Hai că da. God damn it! Whoa. Coffee break is over, boys. Let's get to work. Așa, frate. Asta ce face acum? Vezi că, da, asta cred că are din cenură, cred că e pe asta, nu? Parcă așa era. Son of a bitch! Da, uite-te și tu ce faci asta, level 1 gardia se pune cu level 6, cu level 60 kingpin. Hai că da, hai că ți-ai și schema cu pulanul peste cea, peste în gât. Ia vedea, se forța un tip, parcă mai așa că... Așa. Oh, avem și first person mod, bro. Deci sunt curios dacă avem first person și gen în joc așa cum ar veni, e cam free roam. Și tot mai departe. Când a apărut jocul ăsta, băi, nu știu, cred că a apărut bine, mai mult de 10 ani oricum. Cred că a apărut cumva prin 2011, cam așa, presupun. Ia, trebuie pe polițiștii ăștia. Ia. Aha. Țeacă. Na, acum mai faceți voi ceva, mai faceți voi acum manevră. Ce să mai faceți, mă, frate? Dați-vă la o poate că n-aveți nici o șansă să... să opriți de-a mai mașina, frate. E făcută să reziste. Să reziste. Să reziste. Să reziste. Așa. I should have listened to you. Damn, I was an asshole. We can argue about who is the bigger asshole after we catch that bastard. Mamă, că pâine, frate, o să punem noi cu noi. Bă, nu este personajul principal. You need to stop the car now, citizen. Citizen, drop your car now. A, uite, vine ambulanța acolo. Ce se mai stăte, mă, frate, decât să confirm de ce sunt, frate. Ia uite, bă, ce face. Ia uite, bă, ce face, fie aia, e trecut de... State Penitentiary, ești nebun, te pui tu cu fratele cu domnul vârsta ca-n dragul de Andrescu, aca cândată sângerat. Bă, vezi că intru tine, uite, vezi că ia să te șiră Storm, bă, te pui cu mine, băi. Bă, mă, ce fac, ești nebun, opa, schimbă-i de-asta ca-n Antarctica, ca-n Atlantida, frate, am crezi. Și ca să vă întrebați, nu puteți să dărâmați, să dărâmați, să pintați în jurul pe Destinians. Deci, e cam cum e Need for Speed pe ăsta, cum numai schimbă, ultimul care a apărut. Ca nici de la nu pot să te semne de ei, și nu știu, cred că foarte mult dintre voi pe care încercat să facă treaba asta și nu știu că, da, câți dintre voi știu jocul ăsta, frate. Hey, you went down that alley. I see it. Și că a intrat pe alea aia, vedem acum. Aha. Au, mă, ce mă doare spatele. Mă doare spatele că stau și într-o poziție pe asta. Dacă știți voi cum stau eu, frate, mă, mai că vă arăt acum aici, tâmpit, deci... Nu știu dacă vedeți. Eu așa stau. Deci... Stă în spatele nostru, bă, nu vine să cred cu aia, wow! Nici credere pe altă alternativă n-am. Nu, deci am avut distau, deci credeți-mă dacă mă vedeți cum stau eu pe scaun. Mă... Deci... Credeți-mă că v-ar dura pe voi, nu mai să priviți. Eu nu știu cum nu mi s-a făcut corona până acum, frate. Ia uite ce face, ba, mă, ce se izbește, bă, vezi că a costat mult mașina asta, frate. Și vopseaua, și rap-ul, și vinilul, și roțile, și... Anvelopele s-a dus, uite ce am uitat în asta, ia uite. Gata, și... Wow, I'm dead. Beyond the salvation. You are speaking really very good. Season VF, where's that defib ray? VF? Nu știu ce înseamnă asta, frate, e chestia asta medicală, nu știu. Charging to 250. John, don't you do this to me. Clear! What the fuck is this? Tanner. 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 Tanner! Așa cheamă, John Tanner cheamă? Damn. Man, I got no idea how we lived through that. I saw where he went. What? Hey, come on, man. We gotta get you to a hospital. Jericho's got a head start. What? Ce acum suntem înainte, gen de acțiune, ci că wake up. Ci că treziște-te, spune panoul ăla. Yeah, ci că ești ok? Da, sunt. Hai să mergem. Am înțeles. Deci, e ceva, adică, practic s-a dus, gen, practic ca o fi visat ăsta, sau... Eu știu ce se poate întâmpla. Și că e ușor, nu-i prea bine. Da, sunt bine, trebuie să ne mișcăm. Unde ne duci? Știu unde se duce. Na, ce v-am zis, mă, așa, ar șase la Sims. Ar șase la Sims.
De ce stă așa cocoșat? Băi, nu știu de ce nevasta și că oarecum nu mai cum... Adică cum nevasta, dacă a stat drept, parcă asta e incomodă, deși poți să-i ideea să stai și de așa drept, știi? Pentru că dacă te cocoșezi, se face foarte mult la culoană. Să știți că unele speciale ca lumea, știi, de la The Game, da? Cum nevasta se cheamă... What the fuck, nevasta se întâmplă, știi? Dar și eu pot să topesc ăsta, dar din e... Poate să fie ăsta din spătarul... undeva mai, de mai aproape, știi, de spatele meu, dacă se poate regla, cred. Abonam. Nu că te cocoși și distrugi culoana, frate, știi? Și pe stat am încercat, știi, să merg așa mai drept. Oarecum, pentru că am senzația că merg un pic mai cocoșat, știi, că vreau să-mi fac culoana, știi, să... Fie să se arăt toți pentru mine, frate, știi, și... Și să știți că și poziția corpului contează, adică și spune cam ce fel de personaj, dacă ești mai timid, dacă nu știu ce, știi, sunt body language, știi felul cum stai pe scaun, vezi că toate, da, lucrurile cu asta contează, știi, trebuie să știi cum să stai pe scaun, cum să te prezinți, pentru că tipii de exemplu, golanii, te simt, știi, și dacă tu, de exemplu, să spunem, mergi drept, ai gen, cum meri mai în față, ceva de genul ăsta, par mai stăpân pe tine, știi? Sunt comerț pe cred, comerț. Wow. Hey, you alright? Nu prea bine. What the fuck is this, bro? The fuck is this, bro? Nu cred. Na, bă, what? Tot în pula mea, măcar te-am burat să ești nebun. Mă chemă John Tanner, nu Ray. Where the hell? I'm in the ambulance. No shit, genius. We got a head trauma in the back and the ER is that way. What? Eyes on the city, Ray. Come on, let's go. I'm Ray? I'm Ray. Come on, Ray. Gas pedal's the Ray. One on the right. What? Yeah, okay. I got this. Partner, where to? Zică partenere. Știi? Da, nu o să știi că body language-ul să știi că te poate salva. Adică eu, de exemplu, așa am văzut pe net, frate. De exemplu, am văzut și... body language-ul lui Ragnar Lodbrok. Știi, felul cum merge, felul cum zice, știi? Contează, frate, știi? Toate lucrurile astea la un moment dat. Any more dumb questions? Yeah. How the hell did I get here? Just do what you've done for the past 8 years and we can discuss the birds and the bees later. Știi că cum ne va fac asta? Păi faci așa cum ai putut și eu acum 8 ani. Which way? Like am vorbit în limba engleză corectă și lucru. Hai că ți-am zis pe ceva. Deci poate că acum trebuie să ne ducem pe noi la spital cum a venit. Ce tare e faza. Dar vreau mașini de asta, frate. Nu știu ce fel, dar nu știu cum undeva să fac să... Nu mă schimbă să fac să fie, să schimb pe gen poziția camerei, să fac first person. Dar, păi, mă rog. Dar nu cred. Trebuie să luăm pe tipul ăsta, că poate trebuie să luăm pe noi. Opa. Oa, cât de tare e, frate, deci acum... Nice work, Ray. You were like a man possessed. Oh, God, what's happening to me? What the fuck? Chica, do it again, spune billboard-ul. Do it again? Do what again? I mean, ce să fac? Did I do it, or... Eu am făcut sau... Că se întreabă... That's my car! Cum undeva să faci treaba asta? Chica, e asta mașina mea. Jones, Jones! Să zică pe partenerul lui. A, deci poți să-l cheamă Jones. You remember the one, right? If Jericho's gonna show up anywhere, it's probably... Jones? Jones! What? It's me. Back. What? Back from where, man? Forget it. I'm fine. Cum am întors? De unde te-ai întors? Sunt ok. E sigur? Că a primit o lovitură de destul de puternică, trebuie să te verificăm. Da, nu, sunt ok. You're right. That's the best lead we've got. Hell, it's the only lead we got. Ce că trebuie să ne duce la garaj. Opposite the hospital, the one that says, do it again? Yes. Really? Funny, I've never seen it before. Who gives a... Look, what is it with you? Sure, we had a near miss back there, but we've got a murdering scumbag to re-apprehend. Mă... Ala-i. Ala-i, șmecherii, ala-i. Nu îl pună, frate, lasă, renderesc, îl pun pe YouTube. Și după aia, frate, gata. You see that sign? Că do it, Tanner? Man, that billboard's been there for years. Oh, this is too freaking weird. Okay, I'm gonna try it again. Try what? Believe me, I'm not sure myself. But here goes. Dar ce mă, să se întâmplă în gen... Eu nu înțeleg. Oh my God.
Dar nu-i poate, sunt de ca cu sufletul, cred, cum a venit, presupun. Okay, focus, focus. There. Okay. Și când ne concentrăm și acum, lol. Și acum poate putem, frate, să intrăm pe la NPC-ul de cum a venit. Now, poarta nasoală, că nu putem să ne vedem ca cum arătăm, doar presupun că doar misiune cum a venit, știi? Și acum, uitați-vă. Putem să ne ducem la o mașină, la orice fel de mașină. Nu contează. Nu contează, fie poliție, fie orice. Trebuie să conduci, frate, așa. Da, e mișto, face Caterinca, frate, opa, bun. Uite, o vreau pasă de aici, opa. Nu, pe destierne din pomeșe, de aici nu putem să-i posedăm, doar pe cei din mașină. El shift, ok, bun. I'm beginning to get the hang of this. Okay, deci trebuie să se obișnuiască. Boom! Yes! Keep it down, buddy. Just drive the cab. Că doar conduc mașina. Hi, I'm the driver. Hey, da, sunt șoferul. Nu mai vorbări și dumă în oraș. What? That he always was. Were. Whatever. Whoa, that was like a wall of ice. But maybe there's something the city needs me to do here first. Păi și unde anume te zâmbăr, bro? Aici? Really? Ah. Oh, man, now that's more my style. City mission, this is the city. They unlock 10 missions, help the people of San Francisco. Deci, practic, noi ajutăm oamenii din San Francisco și asta este misiunea pentru Tanner. Tanner fiind protagonistul pe care jucăm noi acum. Știi? Uite. This is a car, sir, that says I have arrived, and I came much faster than you. But it's so damn powerful. When am I going to drive a monster like this? Sir, the question isn't when am I going to drive it, but hey, ladies, who wants to go for a spin? Și patic ăsta conducem un Ford GT din 2005. Vedeți, mă, funny Need for Speed. Oh, yeah. Asta e. Vezi că arată mișto mașina asta, frate, arată forță. Dacă se găsește în România, bă, mi se pare că se găsește, adică cred că s-ar găsi. Dar oricum, e destul de rar mașina asta la mine, nu prea o vezi. Deși mașina asta aș vrea să văd, nu BMW-uri. O Vortex, acum, deci ar trebui poate să fie de o Vortex. Păi cred că trebuie să... Aaa, deci să depășim mașina asta să se referă o Vortex. Am înțeles, opa. Mai șofra mea cu frânele. Și știți care față la mașini de-asta gen japonez, gen cum a fi Nissanul 350 din 2003, ideea este că mă scumpă n-ar fi. M-am uitat și eu pe OLX acum ceva timp și costa cam 10.000 de euro, știi? 10.000 de euro? Bă, să știi că nu e o sumă mare, adică nu e ceva colosal, dar ideea că ziți-mă că impozite la mașinile alea te costă de te rog, ești mă. Dar n-am înțeles de cine mă plătești impozite pe mașină, eu asta nu înțeleg. Deci că parcă o cumperi rat, eu asta n-am înțeles, frate. Deci n-am mai plătit rate la o casă din moment ce am cumpărat-o cu banii cash. Doesn't make any sense, frate. Știi, și ideea că e de zi până în America, vezi mașini de genul ăsta, gen Ford GT din 2005, un Nissan 350, un Nissan Skyline din 2002. Unde mă schimbă, vezi la curtea asta, pentru că la acolo, unde mă schimbă? Și taxele pe mașini sunt mai probabil că sunt mai mici decât la noi. Știi, categoric. Uite, de exemplu, frate, ce vreau să conduc, ar fi uite, un GT din asta, un Ford. Chiar și un Nissan din 2012-50Z. Mi-ar conveni să mă așa, sincer, nu-mi fi rușine că se aude, mă, pornești motorul, vrei să te mică, se aude beton. Geam nu știu ce, ok. Hai că... Hai că da. Știi? Atâta? Păi zidea din măcar n-am pus aici. Ok, dacă vreau că spune că să zidea 10 metri, să măcar să zidea 10 metri. Știi, așa și aș conduce unde stă Skyline din domnul de mamă, ce plac Skyline, era foarte mare. Dintr-un am pus și o Skyline, bă, mi-ar sincer să fiu... Bine, Lamborghini-ul și care faza, ca mașina, arată bine. Lambo. Deci are o formă mișto, adică nu ai ce ne poate să spun. Dar nu pot să zic că ar fi mai main car. Cred că ar fi mai second car, știi cum ar veni? Mai main... Mai...
primarily car ar fi Nissan Skyline, frate. Mi se pare că e forță rău, mi se pare mașina aia, frate. Dacă o tunezi un pic, frate, pe Golden, frate, ești rai. Bă, să știi că, frate, că aș conduce și o Dacia 1300, dar mai tunat așa, de să-mi pun un body kit, frate, mamă, păi. Bă, mi se pare că body kit-ul există pe cam orice fel de mașină, cred. Nu știu acum dacă pe Dacia Papuc există body kit, aș muri să văd un body kit pe Dacia Papuc. Da, mă, gen dubiță, acum, cum e. Opa. A, nu, am auzit ceva. Opa, 29 de secunde, shit. Vine să-mi dau un pumn, nu vedeți. I have a dozen employees and two ex-wives. The support payments alone, you are such a buzzkill. Îmi place că totul se termină cu bine, frate. Oh man, this is awesome. Weird, but awesome. Hold on. Where the hell's my car? Where the hell's my body? I've got to try and find Jones. Oh, come on. What's the deal here? Bă, n-am carnet, dar ideea este că dacă, de exemplu, aș vrea să am să-mi iau ca acum carnetul, aș vrea să-mi bag și de mașină. Știi că după, acum, dacă, de exemplu, aș da acum de carnet, frate, și mi-aș lua mașina după, să spunem, 2-3 ani, ar mai trebui să mai fac din nou, știi, și poate când pierd timpul degeaba, știi, adică, bă, am bani de mașină, după aia pot să dau liniștit, frate, până mai se cheamă de carnet, știi că după aia am eu o mașină de, nu contează, nu știu, un Logan momentan, nu știu, un Golf, de exemplu, sau mai știu ce, știi? Vezi că și Golful arată mișto, foarte tunate. Bă, vezi că sunt beton, adică, crede-mă că... Până mă schermă, dacă ai bani, frate, poți să faci din mașina ta rai, frate, poți să pui plafon de la de Rolls-Royce. Vedeți, mă, că vă uit așa cum uiteți despre mașini, despre treaba asta, așa cum o să zic careva. Nu mai vorbim despre mașini, gata, trece la alt subiect. Bă, aici ai dreptate, frate, să ai venit și la joc. Poate acum trebuie să ajutăm pe polițiștii să prindă pe acei infractori. Eu totuși, deci eu n-am sărit direct, dar infractori ce să oprim noi mașina, acum avem ei. Nu rămâi simplu așa. Ok, eu vă veghez. Sunt un greu. Yeah, Faroe, the gateway has a hit zone, stay in the zone and stop him, leave for no chain and he escapes, nu chiar e poate schiașa de repede. Hold tight, partner, I'm pulling out all the stops. Let's reel him in. Land him, gut him and... Nu, ideea e că intră pe la personajul ăla, deci voi n-ați înțeles, știi cum este, știi cum e jocul ăsta, ca un fel de Quantum Leap. Didn't see that coming. Deci dacă ați văzut serialul Quantum Leap, credeți-mă că o să fiți foarte familiarizați cu treaba asta. Still in one piece. Deci, practic, punem asta, alte personaje, frate, nu-l văd pe John Tanner, îl văd pe personajul pe care continuează, v-ați prins, e mișto Quantum Leap. Nu, am zis Quantum Break, Quantum Leap, dacă am zis Quantum Break, îmi pare rău, Quantum Leap, nu e seria, căutați-l. E mai vechi, serialul. Dar să vă uitați, frate, că chiar merită, are vreo 5 sezoane. Și mi se pare că acum, a ieșit și din 2022, un fel de reboot la serial, dar după am văzut pe IMDb are cam nota cam mică, are vreo 6. Mi-e cam frică să mă uit așa. Știi, pentru că WCF filmul ăsta noi, cum a venit gen reboot-ul, sunt făcute foarte proaste, știi, dar eu știu, poate. Eu știu, sunt chiar curios cum e, frate. Cât de prost poate să fiți acum, bine. Și acum ce că returnul de precinct, acum trebuie să ne întoarcem din nou la secție, cum a venit. Look, John, you're angry. I get that. I am too. But the Stony Silence routine is wearing real thin. We need to get back on top of this. Track Jericho down before he has time to bug out. Ok, jucăm play. Bă, ideea că am mai filmat ieri un episod. Jones,
din jocul ăsta. N-am vrut să vă zic la început, că după aia dădeați skip la episod. Și când am putut în Sony Vegas să-mi editez clipul, zice, aveam microfonul oprit. Deci poate adică după l-am debifat cum a venit, știi? Că nu mai știam dacă m-a apăsat din greșeală, când m-am apăsat alta, nu mai știam ce am făcut, știi? Și n-am mai ce să mai fac, frate, ce să mai comentez. Am zis, bă, lasă că dacă fac greșe cu asta, pasă, frate. Ex-military? Probabil. Pilot says it was a chick. Dark hair, sense of style. Nu, păi nu, la unul că l-am urat pe pilotul ăla de copil, că îmi urau și îmi urau și aia. Și acum se întreba cine ne va ajuta, știi, și a zis de tipa aia că ea fie militare, cum ar fi fost militare. Dar arată bine mașina, nu știu, cred că e un Ford ceva, nu, dar nu e un Mustang, cred că e un Mustang. Bă, da, un Ford Mustang, da, vezi că tot un Ford. Ford Mustang, cred. Dar nu știu din ce an e. A, pasă, e un Charger, nu, e Charger RT ăla. Gata, nu mai sunt e. Ala care... Mă, ce mâncă cu aia, vei. Pe scrie pe ăta așa, mașina asta a condus-o și tipa aia din defensă carbon. Nu mai știu cum o chema. Sonia Galdito, nu mai știu. Hai că-i da. Cineva știe unde e, un crahadom. Deci, poate noi suntem gen... Îmi dă brain damage, adică, dar cum e treaba asta? Adică... Suntem în capul nostru sau suntem în gen realitate, suntem în comă și suntem gen practic. Dar nu că pe ei nu se leagă ziție pentru că e tânăr și cu tovarășul lui în dreapta. Dar ceva nu se leagă. Vezi? Și acum pare trebuie să găsim pe cineva din cercul lui de prieteni. Suntem în comă, știi? Ca să putem să depistăm unde nevastă a aflat Jericho ăsta. Charles, așa, Charles de Jericho, care a dat mai șeful. Aha. Deci totul e în mintea noastră, frate, de fapt. De atât de ciudat, frate, să gen... Na, e jocul ăsta mindfuck și sincer să fiu, frate, de ce nu aveam să mai făcut jocul de genul ăsta? Shift level 2. Și spune felul următor. Aici cred că sunt misiuni secundare. Vezi, rewards, willpower. Cred că da, willpower. Te să apăsă pe ce buton apasă, frate. Și cu aceste willpower, poate ne putem abordea la ghice mașina. Păi ce puteți să-ți abordezi altceva? Mamă, auzi, frate? De când n-ați mai jucat voi de pe săgeți, frate? Ce că trebuie 800 de metri în 40 de secunde. Mamă, deci n-am... Cu aia, deci n-am mai jucat când ne-am schemă un joc pe butoane din tastatură, mă... Dar se stă... Dar deci n-aș putea acum să mă joc, mă... Când eram mic mă jucam. Că mă, da, și acum, poate, n-ai cum, nu știu cum unde ai putea să te joci din nou pe butoane, frate, pe butoane, pe săgeți. Deci nu știu cum ai putea să faci treaba asta. Deci am mers acum 800 de metri la continuu, fără să mă opresc. Mă rog, pe ei am... Oh, shit. Ia vedem, willpower currency, you have earned some willpower. Deci ca și când ai fi, ca și când am primit gen bani, ca să zic așa, cam practic asta e, că everything you do earns willpower. Deci indiferent, deci orice fac eu, câștig bani, spend it in your garage. Ok, bun. Du-te la garaj și îți cumpărți o mașină, spune fratele joc, așa că așa vom face, dăm aici un pic. Acum, referitor la seria asta, dacă o să aibă succes, băi, nu știu, într-un fel, sunt 50 cred că o să meargă destul de bine pentru că nu cred că știți jocul și dacă nu știți jocul poate o să fiți interesat să vedeți despre ce este vorba, totuși cât de puțin, așa, așa sau 50 să nu vă intereseze. Deci, n-aș putea spune acum să bag mâna în foc acum că aș bubui cu seria asta. Păi da, cu Sleeping Dogs-ul, păi da, da, ideea că toată lumea știe. Înțelegi? De exemplu, acum jocul ăsta nu știți. Sau, dar poate că ați auzit de la, nu știți povestea. Și aici avem diverse mașini, Audi TT, mamă, Cadillac, mamă, ce Dodge ăsta, mamă, ce Crown Victoria, Ford.
Nissan asta 370, mamă, dar arată, mamă, deci eu un căcat de mașină asta, mă jur, eu arată oribil. Mamă, n-aș cum ce, mamă, păi loc cum arată, mamă, cum arată, mai. Oh, și avem 140, deci avem 140 de mașini. Presupun că am deblocat gen, nu sunt toate mașinile astea, deci Alfa Romeo. Asta l-am un Alfa Romeo, deși care arată ca, mă rog, vezi că nu arată rău. Dar nici mașina mea preferată n-ar fi. Cu ce mașină am ales NFC Carbon? Păi cred că nu, cu un zic unde mă se cheamă, mamă că scapă. Mamă, Mazda frate, Mazda e de început. Nu știu acum cum sunt celelalte mașini basice, cred că ăla Ford, ăla RT-ul, ăla Charger RT-ul ăla, cred că i-ar fi bun. Așa. Și bun, acum că am câștigat mașina asta, ce pot să fac cu ea? Tractivity, nu știu ce. Bine, poți să mergi, de exemplu, dacă vrei, sau poți să faci reduceri la mișcare, așa pur și simplu, dar mai bine te poți duce. Bine, te poți duce și cu mașina, frate, dar totuși e cam mult de mers, ești nebun. Arată-ți puțin așa, măcar mai ocolești un pic. Știi? Lose the cops and the meet with Jericho gangs. Mamă, de jucam și cu ganguri, frate, jucam cu tipii răi. Asta e Darius, Jose. we can't leave Ah, the cops to putere this meet. capul, asta e Why not? Jose. Jericho's guys will take care of us. Then they'll take care of us too, you dumbass. And if we don't make the meet, Jimmy's gonna kill us. We gotta shake him ourselves. Mi-a luat puțin apă, frate. Aole, mamă, trebuie să vedem acum aici de poliție. And that'd be a real tragedy for the rest of San Francisco. Ah, și ghice vei și potin, frate, adică... Bă, dar bace că developer ești, ea... Se gândesc la tot. Aha, pe poate că da. În sensul că te și stresează, frate, ești un pic, adică trebuie să scapi și de poze, trebuie să ajungi și pe timp, trebuie să faci și pe măsă și tot așa, frate, dar cum să nu, știi? Mama și m-am uitat aseară, frate, că emoji, că s-a putut, și că a venit jandarmii la emoji, frate, să zici, că să nu mai, cumva, să mai fac gălăgie, că poate, frate, da, știi, adică totul s-a mint o persoană de genul, adică, pentru chestia asta, adică să fii, adică, și știi, care faza? Cum ne va să vedem, de exemplu, un mascat pentru o chestie de genul ăsta acasă? De toate dacă să spun, aș fi prin zonă ca să zic, dar... Pentru că astfel de genul ăsta pentru derajarea de niște publică... Nu se fac, ce să mă mascat, tu că să-ți obosesc, să ce să fac? Știi, vine unul de la locală și spune și după aceea îți dă avertisment. Gen... Mamă, iară vin, mamă, dă mașină. Ce să faci, bă, ușor, bă. Mama, deci din neva de scoaie. Deci de ce se bagă în mine, frate? Mi se... Ce puțin din câte știu eu... prima dată e un avertisment, ca să zic așa, după mi se bagă genul la mine. Bine, poți să dai contestație, frate. Lose the cops, pe cum să dă lose, pe cum să... Câte mai am două minute, frate, maa... Aș din gură, că mai mult rău îmi face, de gură să din cap să nu 8 secunde. 1, 5, 10, hai că iar că suntem ok, 3, 3, 2, 1, 0. Mă, nu știu ce mașină e asta, habară, nu știu. Bă, e Ford, nu, că nu știu, poate fi Ford. Ia, de mult am vrut să fac treaba asta, prieten. Ca în GTA. Spuneți-vă că n-ați putea să vă dat în GTA. Asta, genul ăsta de reacție am vrut să aud. Nu că acum am testat, frate, totul ăsta, totul s-aude bine. Cum ar fi acum să se mai întâmple ceva? Nu, nu. Deci îl pun așa cum o fi, frate, pun fără... Acest kid Ordell încearcă să se întâmple Jericho's organization? Nu pot să-l lăsa această oportunitate să slip by. Ok. Am să-l ajut de altfel. Turbez, așa îl pun. Clipul. Dar nu mă, că am testat, ești nebun, am testat. Continuă, complet. Deci asta vrea să urci în organizația lui Charles Jericho. Păi nu știm unde, asta e față că s-a ascuns. Ordell Williams and Darius Spencer. Small fry. But they're working for Jericho's crew. Ok. Worth keeping my eye on. Esc. Deci ăștia doi lucrează pentru Jericho. Sunt, ca să zic așa, în ierarhia asta criminală, sunt jos, ca să zic așa. Adică nu, dacă nu sunt nici... Real players, cum ar cum s-a spune în engleză. Ram. E bine, bun, mă se șușeș. E un împoară rău, mă se șușeș. Ia, acum avem acum la mașină. Te dirit, ooo. Que se vu, parle vu francais. Eu nu gavaru pe ruschi.
Germania, Alemania. Dar nu știu cu, de ce ne va să schimba, mi se place bine, frate. Dacă e grea spaniola, mă, știi care e faza la pronunție, frate. Știi, de exemplu, o chestie care mi s-a portat amuzantă, gen, când spui la mulți ani, spui feliz cumpleaños, știi, gen, e niu ăla, años. E, tu dacă, de exemplu, îi spune feliz cumpleaños, ai spune gen la mulți ani fun, ceva de genul ăsta, știi? Asta e ideea, vedeți? Deci trebuie să aveți... rămâi vehicle, ok. Eu vorbim acum despre funduri și despre zile de naștere, adică dacă ai că sunt comis pe creier, știi? De exemplu, pe lângă, la noi, de exemplu, la noi foarte e grea română, da, e grea. Deci nu știu, care fața? Că limba română la cuvinte nu e grea, adică asta, cuvinte asta de zice pâine, de exemplu, nu e atât de complicat, știi, să spui pâine. Reții ușor, dar la asta cu mamuca perfect, la gramatică te rupe rău cu tot, frate, știi? Mamuca perfect, da, sunt niște căcaturi, frate, niște chestii pe care nici cred că rămâi nu le știe, frate, dacă se mântă, dacă e race, să mă, știi, finish the race. John, I'm just being realistic. You've never raced before. Ayamu, please, I'm nervous enough already. Either we win the cash for your tuition, or we're on an airplane to Nagoya, and... And it's the family business. And jail before we're 40. You're going to college, Ayamu. We're not going to end up like Dad and Uncle Joji. Hai să ne ducem ca unchiul Joji și să dăm play. Deci noi acum vă destipă și să facă o întrecere. Știi, posta care conduce, nu suntem, nu e așa de experimentat, ca să zic așa, știi, și vreau să ieșim pe locul întâi, frate. Mamă, vezi că și audio stai de fel. Really think we can do this? I think they're gonna build us a statue. Buckle up. Wow. Sunt ce schimbare de temperament. So far so good. So far you're going to college and not prison. Bine, puteți să faceți pe locul întâi, dar când mă fac vizită seara, pentru că fiind la mașină, mi se conduce ca un gol de calciu, calciu fut. Halfway home and kicking ass. Ok. Mamă, dar patinează, deci nu pot, de-abia pot, frate, să recapăt echilibrul la mașină, vedeți? E patinează, adică, nu e ca Need for Speed. De ce? Pentru că m-am luat pe iarbă, frate, știi, și trebuie să dăm ce masă din viteză. Păi contează, frate, de exemplu, mașinile gen off-road n-au ce fel de treabă dacă merg pe, ca să zic așa, pe iarbă, ca să zic, decât pe asfalt. Asta e bonusul la mașină off-road. Hey, I'm driving and I don't do that. Păi nu, că pe locul 1 vreau să ajung în locul. Băi, dă-te în pula mea. Mi s-a purt să mișcă. What did I say? Not a problem. Mamă, nu, mi s-a purt că e cu tremă cu aia. Nu, că s-a mișcat pacă ceva de desut așa, nu știu, să mi s-a părut. asta mai trebuie să mai spui cu temă pe clip. Asta e vizualizări, zi, acum n-aveam vizualizări, ești nebun. Prove to Jones, you can shift. Ok. Let's grab a cup of coffee. There's something I need to talk to you about. You're not pregnant again, are you? Honestly, this thing I got going on, it makes about as much sense. Ok. Bă, să mă, auzi, dar niște, nu, și cum mi se pare la vocea asta, John Tanner cu și Cormac. I was like floating above it all. Mm-hmm. Your standard near-death experience, huh? Yeah, right. The next time it happened, I could sort of pick a body and wham! I'm inside them. Like, it's like I'm driving as usual, but I look in the rearview mirror and I see this strange chick looking back at me, and I realize I'm in the body of a girl. Man, finish your damn donut, then I'm taking you to a shrink. Zis-mă că nu crede pe asta, zis-mă. This is real. This is happening to me.
prove it. But if I'm less than 100% convinced, I'm checking you in. Whoa. Done. Done. Și acum trebuie să... De ce să facă nu crede? Oh, man. Check out that jackass. Ok. Dar nu putem acum să sărim în ea. You know what? You want proof? Let me do something crazy with that guy and you'll get your proof. Now, where'd that jackass go? Bro, just tell her you were with me, you drank too much, and you crashed at my place. She'll never find out. Never find out what? Yeah, that's right. Ah. This is gonna be fun. Mamă, dar gen, dacă noi, de exemplu, am părțică corpul lui Jeff... The hell was that? Lui John Tanner. No! Cine-i Tanner, cum a venit acum? Eu să nu înțeleg. Check that out, Jones. Who? Jones. It's my new name for you. Holy crap, man. That guy's a complete maniac. I'm the complete maniac. Don't play me, man. You got a tip-off, right? What's he pumping? PCP? Unbelievable. Okay. What if he pisses off the cops? He's already pissing me off. I mean other cops. Watch. What? Watch this, Jones. Ah, Jones îl cheamă. Bă, dar de ce nu pot să... Ok, nu puteam să sar peste asta. For God's sake. Jumped the freaking car over a truck. I did? Oh, we better find a cop and turn ourselves in. What? No. Yes, yes, yes. Am mai găsit distractiv. Oh, nu, nu. Ah, am văzut să pun shift. Ah, deci pe cât îl dă, frate, pe și mașini de poliție, frate, unde ne pasă, da. Să mai în față. You didn't. It was the responsible thing to do. You're bringing the whole precinct down on top of us. You're right. What was I thinking? Hold tight. I'm gonna do anything I can to put things right. Just pull over so I can break your neck. Da, dus de caz după ce că te mi-a pus echim acum vreți să-i pierd. Nu vreau. Oh, nu. Ah, mă futuți. Ah, deci nu puteți să ne băgăm mașina de poliție. Oh, nu aici. Mamă, cât de crate, deci avem și mișto secundare, frate. Ce să facem acum, mă, trebuie să fugim de poliție. Și încercăm acum, nu știu, să încercăm manevre de genul ăsta, dar... Vedeți? Ideea este să ne mergem toată linia dreaptă, știi, să-i tot... Da, I bet they won't be able to trace us, like with the plate, the make, the color, all that stuff. God damn it! Yeah, good luck with that. See that? I did that. Me, not him. Me. What? John, my mama could have told you that fool was gonna track some heat. Give it up, man. Right. $50 says he's hooked to a tow truck before they catch him. Whatever, man. It's your money. They stick him to the checklist. What? L shift. This is madness. What's got into you? Trust me, you wouldn't believe me if I told you. Mamă, cât de ciudat e, mă uit așa gen. E moi. Please, was it something I said? Probably, yeah. Deci tu mamă, e ciudat rău jocul, ce să mă uit. E ca Caterinca, frate. Ce știi care e faza? Că nici nu știu cât a trecut, mi se fac cât timp a trecut foarte repede, băiți. Mama, deci cred că și ăsta va veni Valhalla. Wow, there's no part of me that wants to believe what I just saw. Yeah, but you saw it. I'm not losing my mind. It's real. Yeah, it looks that way. Man, so let me get this straight. Would you zap into a fine-looking lady? I keep my hands on the wheel. Yeah. Alright. Back to work. Oh, dar ciudă. Bă, dar să știi că e mișto jocul, frate. Adică chiar e... Și știi care e faza? Deci a trecut 55 de minute. Mamă, dar mă sare după clipul ăsta, după mișto ăsta, chiar că e cel mare nebun. Numai că... Mort. Here we go, everyone. Hold on tight.
pentru părinții mei. That's a wrap! And I smell awards. Best early evening low budget. People are stupid. Nice driving, Craig. 5 months worth of lessons, you're finally getting the hang of this now. Bă, lumea, că am făcut cu acest episod. Noi o să ne auzim data viitoare cu un alt gameplay, nu știu, vedem dacă o să facem stresa în funcție de voi și în funcție de rating. Foarte mult rating mă ajută și mă motivează foarte mult. Cu atât am mai mult rating, cu atât cred că aș putea să postez mai des. Așa că noi ne auzim data viitoare. Să aveți o zi cât mai frumoasă. Eu am fost Dragoș. La revedere, tovarăși.